Aș vrea să facem o rugăciune pentru cauzele noastre. Sunt așa de mulți care suferă, care sunt bolnavi. Aș vrea să ne rugăm în special pentru fratele Titus în această seară. A primit un diagnostic de la doctor care nu e încurajator, dar știm că Domnul are ultimul cuvânt. Am primit și un mesaj de la sora Mia Crăciun pentru fratele Traian, care ne-am rugat, care a avut un accident la lucru, a fost ars. Se pare că procesul de vindecare a pielei este bun, mai are de progresat. În timpul acesta a avut și un stroke și și-a pierdut vederea, a început să vadă un pic. Și vrea ca în această seară să facem ungere cu un de lemn, un șervețel și să fie dus acolo la spital unde este el și ne rugăm ca Domnul să-i dea o vindecare totală, să-și capete vederea. Este fratele Ionel Coca, care a avut cardiac arrest și încă nu s-a trezit. Doctorii nu dau multe șanse, dar Domnul are din nou ultimul cuvânt. Cu 13 ani în urmă eram în drum din Modesto înspre Thousand Oaks, unde locuiește cumnata mea. Am ajuns la ei, ne-am culcat. Pe la 1 dimineața a venit mama soacră din cameră. Tatăl tău nu se trezește, vorba ei. Am mers acolo, era cu ochii deschiși, am luat pulsul, era plecat. L-am luat, l-am dus în living room, a venit the firefighters, pompierii, i-au repornit inima și după ce au avut mai multe proceduri, ne-au spus 50-50 este că o să se trezească, dar dacă se trezește, șansele sunt mari să fie vegetable, să nu mai fie conștient. Well, Domnul are ultimul cuvânt. Frații și bisericile s-au rugat, nu numai că s-a trezit, dar a continuat încă să păstorească biserica câțiva ani de zile și duminica trecută a predicat la biserica din Seattle. Slăvit să fie Domnul! Noi slujim la un Dumnezeu care este viu și lucrător și aș vrea să ne rugăm pentru cauze în această seară. Acum, cu toți am experimentat momente când ne-am rugat și Domnul ne-a dat biruință. Așa este. Și sunt momente când ne rugăm pentru anumite lucruri și nu vedem răspuns imediat. Și aș vrea să ne uităm la un caz din Scriptură și mă rog ca Duhul Domnului prin acest cuvânt să ne mărească credința la absolut toți. Toate lucrurile sunt cu putință pentru o categorie de oameni, pentru cei ce cred. Și este vorba despre vindecarea unui îndrăcit, un copil, părinții, tata l-au adus la ucenici ca să fie vindecat și ucenicii au fost confidenți că ei au să se roage și copilul are să fie eliberat și vindecat. De ce erau așa de confidenți? Pentru că Domnul i-a trimis în misiune și le-a dat putere peste toți dracii, peste toate bolile. Nu a spus pentru unele vă dau putere, pentru unele nu. Deci le-a dat o putere peste toate aceste lucruri. Problema a fost când, după ce s-au vindecat, mulți au ajuns la un caz care nu s-a vindecat și aveau o dilemă. Și îi găsește Domnul că mulțimea este, vorbeau, spune Marcu capitolul 9 cu versetul 14, când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod împrejurul lor și pe cărturari întrebându-se cu ei. De îndată ce a văzut norodul pe Iisus, s-a mirat și a alergat la el să-i se închine. El a întrebat, despre ce vă întrebați cu ei? Și un om din norod i-a răspuns Domnul Iisus, învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Oriunde îl apucă, îl trântește la pământ. Copilul face spume la gură, scrâșnește de dinți și rămâne țeapăn. Problema. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată Duhul și n-au putut. Dar cum n-au putut dacă Domnul le-a dat autoritate și putere ca ei să scoată astfel de duhuri? Și Domnul le dă diagnosticul. Care era problema?
O neam necredincios. The very next verse. Și l-au adus la Domnul Iisus. Și cum a văzut copilul pe Iisus, Duhul l-a scuturat cu putere, copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spumă la gură. Exact același lucru s-a întâmplat cu ucenicii Domnului. I-au adus copilul la ucenicii Domnului, ei erau obișnuiți să se roage sau să aibă rezultate instantanee, dar de data aceasta au dat de un alt soi de draci care, când au fost confruntați cu ucenicii, au produs o manifestare care a impresionat pe toți cei din jur, inclusiv pe ucenici. Și momentul în care ucenicii au fost impresionați de manifestarea Duhului, s-a întâmplat ceva cu credința lor. De aici a început să scadă. Vă aduceți aminte de Petru. Are credință ca să pășească pe apă și îi spune Domnului, Doamne, cheamă-mă la tine. Domnul îi spune, vină la mine. Petru are credință să pășească din barcă, calcă și merge pe apă. Și la un anumit punct devine mai impresionat de valuri și de vânt. Ce s-a întâmplat în momentul în care el a devenit mai impresionat de valuri și de vânt? A fost momentul în care credința lui a scăzut și a fost momentul în care a început să se scufunde. Știți că la anumite probleme la care ne rugăm, noi suntem mai impresionați de problema noastră, de diagnostic, de manifestarea întunericului, decât de puterea lui Dumnezeu de vindecare. Și momentul când noi suntem mai impresionați de un diagnostic primit de la doctor, de o situație cu copiii, în familie, în societate, și începem să ne uităm la lucrul acela, este momentul în care noi începem să nu ne mai uităm la Domnul, să fim impresionați de cel rău și începem să ne scufundăm. Tata acestui copil face un apel la Domnul, dar face din nou un apel fără credință. Și spune Domnului, dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. That doesn't sound like a vote of confidence. Da? Deci la mine dacă vine cineva cu o problemă și îmi spune, dacă poți să faci ceva, i-aș întreba, well, do you have the confidence that I can do it? Este așa de important și cum este rugăciunea noastră, cum o adresăm Domnului. Este vreun lucru prea greu pentru Domnul? Categoric nu. Spunea un om al lui Dumnezeu care a văzut multe minuni, am citit mai multe din cărțile lui și mărturisea, una din mărturisirile lui, că a venit un om la el și a zis, te rog să te rogi pentru urechea mea. A pus mâna pe urechea lui, s-a rugat și a mers mai departe. L-a întâlnit după câteva săptămâni și a zis, hei, cum e urechea ta? Perfect, foarte bine. Dar ce ai avut cu urechea? Păi partea a fost surgically taken out. Spunea el, dacă eu știam problema care avea el, cred că aș fi fost așa de impresionat de problema aia, nu știu dacă aș fi avut credință, dar pentru că n-am știut problema, m-a rugat cu credință ca Domnul să-l vindece și l-am întrebat, așteptând că Domnul l-a vindecat. Și Domnul l-a vindecat. A creative miracle. Acest om spune, dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Și Domnul Iisus i-a răspuns, tu zici, dacă poți. Și Domnul îi spune, toate lucrurile sunt cu putință la o categorie de oameni, celui ce crede. Și acest om, îmi place rugăciunea lui sinceră. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, și a devenit un pic mai sincer. Ajută-ne credinței mele. Avea o credință parțială. Știți că este o rugăciune autentică când ne rugăm pentru cauze să venim înaintea Domnului și să spunem, Doamne, ajută-ne credinței mele.
Mărește-mi credința, Doamne, că poate am rămas și noi impresionați de problema noastră, de cât de grea este, de cât de mult timp așteptăm un răspuns și parcă nu mai vine. Ne-a rugat de multă vreme și poate că situația e mai rău. Sau când ne rugăm pentru acea problemă, lucrurile devin mai grele, mai rele. Domnul însă, atunci când s-a rugat Tatăl acesta și Duhul s-a manifestat din nou, Domnul Iisus n-a fost impresionat absolut deloc de lucrul acesta. Și i-a spus Domnul, Duh mut și surd îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și Duhul a ieșit țipând și scuturându-l cu mare putere să-l impresioneze, să scadă credința la cei din jur, să scadă credința Domnului. Dar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat și el s-a sculat în picioare. Acum ucenicii, când au ajuns acasă, cum am spune, noi a vrut să spună, care e problema? De ce, Doamne, Tu ai putut să faci lucrul acesta și noi nu? Și spune, când au intrat în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte. Noi de ce n-am putut să scoatem Duhul acesta? Și Domnul spune, acest soi de draci, le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Dar Domnul le-a dat putere peste toate soiurile de draci. Ce face rugăciunea și postul? Și vrem să începem la anul nou, din ianuarie, 21 de zile să postim și să ne rugăm cu toată biserica, alfabetic, în fiecare zi cineva să postească și duminica până la jumătatea zilei să postim cu toții, iar apoi când se va termina 21 de zile, la a doua cină din an, la începutul lui februarie, să avem o seară de ungere cu un de lemn pentru problemele care persistă, la care așteptăm răspuns de mult. Știți ce se întâmplă? Ce face postul? Credeți că la duhuri? Păi Duhul nu se teme că mie mi-e foame că am postit, dar ce se întâmplă în noi atunci când noi postim și ne rugăm? Știți că atunci când noi postim și ne rugăm, se întâmplă ceva. Noi avem Duhul Domnului în noi, care trebuie hrănit cu cuvântul lui Dumnezeu și cu rugăciune. Dar există firea pământească, ce gândesc, ce doresc, sentimentele mele, omul acesta firesc care trebuie răstignit. Și în momentul când eu postesc, unul scade și unul se întărește. Cred că ați auzit cu toții omul acela care avea doi câini, care îi punea să se bată și puneau pariuri cine să câștige. Și el întotdeauna câștiga. Și până cineva l-a întrebat, dar care-i secretul că știi care câștigă? Și spunea, păi eu le dau de mâncare. Și într-o săptămână îi dă de mâncare la unul și la celălalt foarte puțin. Și unul era slab și celălalt era tare. Fraților, atunci când noi postim, când ceva din noi strigă, mi-e foame, și spun nou, omul acesta firesc scade și nu mai suntem așa de impresionați de ce vedem. Nu suntem mai așa de impresionați de diagnosticul de la doctor. Nu sunt așa de impresionat de frica care vine, de teama care vine. Dar se întâmplă ceva, că în momentul acela, când stau în cuvântul lui Dumnezeu și în rugăciune, omul meu duhovnicesc se întărește. Și atunci pot să mă rog cu credință, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la o categorie de oameni, celui ce crede. Soiul acesta de draci, sunt soi de draci care ne impresionează pe noi. Și noi trebuie să slăbim omul acesta firesc, să-l întărim pe cel spiritual, ca să avem credință. Pentru că în momentul când avem credință, la diavol este frică de noi. Aș vrea în această rugăciune să ne dedicăm în picioare, să proiectăm toate cauzele bisericii. Dacă mai sunt cauze în afară de cele care sunt pe ecran și care este vorba de vindecare, de cauze urgente, vă rog cu voce tare să le spuneți și ne vom ruga în această rugăciune. Da. Pentru o soră din România care e bolnavă cu cancer. Becca. Să ne rugăm pentru sora Florica, mama lui Becca. În această rugăciune, fraților, să venim cu credință, să fim onești înaintea Domnului, să spunem, Doamne, ajută credinței mele. Și dacă
Avem nevoie de întărire, Domnule, eu cred că ne va da. Să ne rugăm cu credință pentru toate aceste cauze, că Domnul nu s-a schimbat.